Harul și pacea Domnului nostru Iisus Hristos și a Dumnezeu Tatăl să vă fie înmulțite la toate sufletele sincere care doriți să intrați în împărăția celor pe calea cea strâmtă. Strâmtă este calea, largă este calea care duce la pierzare, dar strâmtă este calea care duce la mântuire. Poposim în continuare asupra unui alt subiect care ne ajută la creșterea noastră spirituală și anume episodul 119, oamenii uită că suntem în război spiritual. Aceasta este tema de astăzi. De ce uită oamenii că suntem în război spiritual? Vom încerca să dăm răspunsul călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. M-am rugat mai devreme pentru lucrul acesta. Ce se întâmplă cu lumea aceasta? Ce se întâmplă cu oamenii? Cu cei ziși religioși? De nu vor să se lipească de Dumnezeu, de nu vor să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Rămân uimit. Cum eram și eu înainte? De ce înainte aveam așa o lipsă a plăcerii de a mă apropia de Dumnezeu? Păcatul ne despărtează de Dumnezeu. Dumnezeu spune că păcatele noastre pun un zid de despărțire între voi și mine. Rămân tot mai dezamăgit de ce oamenii din jurul meu nu vor să audă cuvântul lui Dumnezeu. Nu le place. Nu le place de Domnul nostru Iisus Hristos. Nu-L iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos. Nu vor să audă de rânduielile Lui, de adevărul Lui. Am făcut o experiență împreună cu mama. A venit o vecină în urmă cu câțiva ani pe la ea pe acasă. Și am făcut o experiență. Ia să-i citesc, imediat cum intră pe ușă, să citesc din Sfânta Scriptură. Am citit din Sfânta Scriptură un minut, două, trei, patru, cinci, după aceea n-am mai răbdat și a plecat. Și stăteam și mă gândeam așa, Doamne, cât de urât ești Tu, Doamne Iisuse Hristos. N-am mai răbdat să-i mai citesc și a plecat, mă, fraților. Mă. Așa se întâmplă cu imensa majoritate de oameni. Oamenii nu vor să audă de cuvântul Dumnezeu. Și marea întrebare e, de ce? Dar tot Dumnezeu ne răspunde că e taină. Nu are nicio explicație. Asta se cheamă taină. Nu are nicio explicație cum de oamenii nu vor să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Deschizi televizorul, deschizi internetul, deschizi ce mai deschizi. Deschizi vorba cu un vecin și nu vor să asculte. Discutam în urmă cu câțiva ani cu o vecină și ca și om credincios care mă consideră, vrei, nu vrei, într-un dialog, atunci când tu ești credincios, dialogul este dirijat către partea spirituală, către Dumnezeu. La Dumnezeu ajungi, vrei, nu vrei. Și încercam să mă apropii de ea cu cuvântul lui Dumnezeu, să o îndrum către Domnul nostru Iisus Hristos, către Evanghelie, și orice îi ziceam de Evanghelie, de Domnul Iisus Hristos, păi și popa zice tot așa, păi și popa face așa, păi și popa, și popa, și popa. Orice ziceam de Sfânta Scriptură, voiam să inițiez un dialog și să o îndrum către Hristos, mi-l băga în față pe popa. Păi popa face tot așa, păi popa, popa, popa. Și popa cine e? Eu un om cu salariu și el păcătos ca și mine. Un om și atât. Să te încrezi într-un om. Să te încrezi într-un om și nu în Biblie și nu în cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu îndrumam către mine, nu dirijam către mine, nu dirijam către o biserică. Nu, nu, nu. Nu ăsta mi-e scopul, să o dirijez omul către o anumită biserică. Sau să o leg de, să-l leg de mine. Nu. Îi vorbeam numai din, și numai și numai din Sfânta Scriptură. Îl lăudam pe Dumnezeu cât e de mare. Și în loc să-L laude pe Dumnezeu și să-L mulțumească pentru Domnul Iisus, că Domnul Iisus și-a dat sângele pentru noi la cruce, să-L laude pe Domnul Iisus și pe Dumnezeu, nu. Ea mi-l scotea în față pe popa. Popa în sus, popa în stânga, popa în dreapta. Și spiritul acesta se găsește în marea, în imensa majoritate a omenirii. Aș putea să spun ca părere personală,
cu mult peste 99% din omenirea aceasta este în vrăjmășie cu Dumnezeu, chiar dacă pe față, în mod frontal, nu recunoaște lucrul acesta. Și stau și mă întreb, de ce? De ce este ura aceasta? De ce deschizi televizorul? Bineînțeles că n-am televizor, dar mai auzi și eu, în stânga și în dreapta. Și nu auzi nimic de vorbind de Dumnezeu, decât numai de la Satan. De ce deschizi discuția cu o persoană în autobuz sau pe unde circuli și cauți să-l îndrum către Dumnezeu, iar el te trage către lume. Tu îi spui că te dă Dumnezeu, el te trage către lume. Sau chiar dacă nu zice nimic, stă mut, îi zici de Dumnezeu, nici că bine, nici că rău, nu zice nimic. Și caută motive să plece cumva de lângă tine, să iasă de lângă tine. De ce spiritul acesta? Ce se întâmplă? Cum spuneam într-unul din episoadele trecute, răspunsul la toate întrebările îl are tot Sfânta Scriptură. Mergem la Sfânta Scriptură, nu fără Duhul lui Dumnezeu, pentru că vine cel rău și ne interpretează el și o înțelegem prost. Imensa majoritatea oamenilor vor pieri cu Scriptura în mână, pentru că au studiat-o cu spiritul celui rău, pentru că au crezut o minciună și nu au vrut să primească adevărul. Și atunci Dumnezeu te părăsește când crezi minciună. Te părăsește și vine și ți-o interpretează cel rău. Foarte mulți vor pieri cu Biblia în mână. Dar mergem la Scriptură, luminați de Duhul lui Dumnezeu și citim. De ce lumea nu vrea să audă că suntem în război spiritual? Dar totuși se sperie atunci când vede câte un cutremur, câte o calamitate, câte o inundație, câte o caniculă, câte o secetă. Se sperie și strigă la Dumnezeu cu alte cuvinte, Doamne, dă-mi apă, că am nevoie, dă-mi, Doamne, lumină, dă-mi căldură, dă-mi stabilitate. De ce? Pentru că tu, care ai spus că nu-L vrei pe Dumnezeu, când vine câte o calamitate, tu strigi la Dumnezeu. Păi cum vine asta? Odată îl respingi pe Dumnezeu și nu vrei să auzi de cuvântul lui Dumnezeu, iar altă dată spun, Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi, Doamne, scapă-mă. Când ești necredincios? Atunci când îl respingi pe Dumnezeu și îți merge bine? Sau atunci când strigi la Dumnezeu din cauza că ai o nevoie strigentă? Și vine Duhul Dumnezeu și spune, păi necredincios ești și când pleci de lângă Dumnezeu, tot necredincios și când strigi la Dumnezeu din egoism, pentru că ți s-a afectat ceva. Tot necredincios ești atunci. Pentru că dacă Dumnezeu îți împlinește nevoia aceea, tu revii la starea ta, revii la starea ta normală de necredincios. Oamenii uită că suntem în război spiritual. Și războiul acesta spiritual este între Dumnezeu, Tatăl, Domnul Iisus Hristos și Îngerii lui Dumnezeu și lumile necăzute în păcat, pentru că există planete care nu au căzut în păcat așa cum a căzut planeta Pământ în păcat. Deci pe de o parte sunt forțele binelui, Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Îngerii și lumile necăzute în păcat, iar pe de altă parte sunt forțele rău, cu Satana în frunte, împăratul lor, Îngerii cei răi sau duhurile rele, cum le mai spunem noi, și oamenii care au trecut cu arme și bagaje de partea celui rău, care se găsesc în vrăjmășie față de Dumnezeu. Deși cu gura spun, din gură spun că sunt de partea lui Dumnezeu, dar cu fapta arată că nu sunt, sunt de partea celui rău. Iată oștile care stau față în față, forțele binelui și forțele răului. Tu, iubite ascultător, de care parte vrei să treci? Poate că din gură vrei să treci de partea forțelor bine, dar cu mâna și cu fapta se dovedește că ești de partea celui rău. În mod practic, ești de partea celui rău. N-ar fi cazul să treci și teoretic și practic de partea binelui?
2 Corinteni 4 cu 4. De ce, Doamne, oamenii nu vor să audă de Dumnezeu? De ce, Doamne, oamenii sunt secularizați? Sau separat de Tine, Doamne? De ce, Doamne, oamenii nu se conștienți de faptul că sunt în război spiritual? Și stau și mă gândesc. Oare chiar nu sunt conștienți? Sau își înnăbușe gândul acesta datorită faptului că nu-L iubesc pe Dumnezeu și-L urăsc? Își înnăbușe gândul că sunt în război spiritual. Eu mai degrabă aș crede că își înnăbușe acest gând. Și preferă să se secularizeze în mod conștient. Păcat făcut cu voia, conștient. 2 Corinteni 4 cu 4. Iată portretul omului secularizat, portretul omului care nu vrea, nu că nu știe, nu vrea să se comporte ca într-un război spiritual, pentru că suntem în război spiritual. A căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălugind lumina Evangheliei, slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Cine le-a orbit mintea? Dumnezeul veacului acestuia. Cine e Dumnezeul veacului acestuia, care se scrie cu D mic, Dumnezeul veacului acestuia? Dumnezeul veacului acestuia este diavolul și satana și tatăl minciunii, împăratul lumii. Lumea este în vrăjmășie cu Dumnezeu. Dumnezeu este în vrăjmășie cu lumea. Cine iubește lumea nu poate să-L iubească și pe Dumnezeu și lucrurile din lume. Dacă iubiți lumea și lucrurile din lume, dragostea Tatălui nu este în voi. Pentru că lumea și pofta ei trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Mintea necredincioasă a lumii este orbită de Dumnezeul veacului acestuia. Deci diavolul nu vine la acești oameni dacă acești oameni nu au o minte necredincioasă. Ei, dacă au o minte credincioasă, diavolul nu vine. Și mintea necredincioasă pe ce teren o dobândește omul? Pe terenul alegerii, al deciziei. E alegerea lui să aibă o minte necredincioasă. Și atunci, dacă el a ales să se depărteze de Dumnezeu, să nu-i placă legea lui Dumnezeu, să nu-i placă sfințenia lui Dumnezeu, să nu-i placă orânduiala lui Dumnezeu, a ales, a decis, atunci diavolul, sau cum îi spune aici, Dumnezeul veacului acestuia, vine și îi orbește mintea și mai mult. Aduce și mai mult întuneric, și mai mult întuneric, și mai mult întuneric. Are și omul partea lui, alegerea. Decizia. Mai departe, vine diavolul și îți întunecă mintea pe baza alegerii tale? Sau vine Dumnezeu și îți luminează mintea tot pe baza alegerii tale dacă tu l-ai ales pe Dumnezeu? Decizia e la tine, iubit frate și soră. Decizia e la mine. Dacă aleg să merg pe Dumnezeu și aleg sau aleg către satana. Pe strada pe care am ales-o către Dumnezeu, aici ce găsești? Pe direcția aceasta. Aici găsești înfrânare de la păcat, nu găsești păcat. Găsești dragoste, pace, credincioșie, blândețe, bunătate, bucurie, facere de bine, înfrânarea poftelor. Asta se află pe direcția lui Dumnezeu. Pe direcția lui Satana ce se află? Se află minciună, lăcomie, păcate de orice natură, senzualitate, desfrânare, dragoste de bani, avere, egoism, mândrie, invidie. Multe, multe și lista e lungă și poate continua. Pe care din cele două direcții le preferi? Pe care din cele două direcții le iubești mai mult? Direcția către Dumnezeu duce la viață veșnică. Direcția către satana, cu roadele lui nenorocite și păcătoase, duce la moarte veșnică.
Adică mor și niciodată, în vecii vecilor, nu vei mai fi înviat. Dar atenție, că până la moartea veșnică va trebui să treci printr-o fază în care vei plăti pentru păcatele pe care le-ai făcut. Nu treci la moarte veșnică fără să plătești. Pentru că există o plată pentru păcat. Dacă te pocăiești, păcatele tale le preia Domnul nostru Iisus Hristos și le pune pe capul sapului de Azazel, cum era în Vechiul Testament. Le pune pe Satana, pe capul lui Satana. Și Satana plătește păcatele mele dacă m-am pocăit cu adevărat. Dar dacă eu aleg păcatul, aleg lumea și îl aleg pe Satana, atunci păcatele mele, înainte de a muri veșnic, va trebui să le plătesc eu însumi. Vor pica pe capul meu, nu va pica pe capul lui Satana. Domnul ne spune foarte clar, îți spune înainte binele și răul. Binecuvântarea și blestemul. Alege binecuvântarea ca să trăiești, și anume să trăiești veșnic. Ioan 12:40. Le-a orbit ochii. Cine le-a orbit ochii? Și le-a împietrit inima. Cine? Dumnezeu. Dacă tu vrei minciună, Dumnezeu îți dă să crezi o minciună pentru că asta iubești. Le-a orbit ochii și le-a împietrit inima ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindecă. Dacă tu ai ales pe calea lui Satana și vrei să mergi pe calea lui Satana, împotriva apelurilor disperate ale lui Dumnezeu de a te întoarce pe calea cea bună ca să trăiești în sfințenie, deci fără păcat, și să fii mântuit și să trăiești veșnic, atunci tu, pe măsură ce te depărtezi de Dumnezeu, Dumnezeu te leapădă și El de la fața Lui. Și El îți orbește ochii, îți împietrește inima, ca să nu vezi cu ochii, să nu înțelegi cu inima, să nu te întorci la Dumnezeu și să nu fii vindecat de boală și de moarte. Nu vei mai fi vindecat. Dacă te depărtezi de Dumnezeu, și Dumnezeu se va depărta de tine. Dacă te apropii de Dumnezeu, și Dumnezeu se va apropia de tine. Mișcarea se află la tine. Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Alegerea este la mine. Dacă mă apropii de Dumnezeu, se apropie și El de mine. Dacă mă depărtez de El, se depărtează și El de mine. Și mă apropii de cel rău. Mă depărtez de Dumnezeu, se depărtează și El de mine. Și mă apropii de Satana și se apropie și El de mine. Alegerea este la mine. Oamenii uită că sunt în război spiritual. De ce uită că suntem în război spiritual? Pentru că vor să uite. Pentru că e alegerea lor să uite. E decizia lor. Să ne ferească Dumnezeu pe noi, cei care ascultăm acest episod, această prezentare, să alegem calea cea rea. Ci să alegem calea cea bună, mânați de Duhul lui Dumnezeu. Și să ne placă absența păcatului în viața noastră. Iubim noi în viețile noastre absența păcatului. Iubim noi neprihănirea. Neprihănirea înseamnă fără prihană, fără păcat. Iubim noi lucrul acesta. Adică îl iubim noi pe Dumnezeu, că de la El vine neprihănirea. Sau iubim păcatul? Atenție, dacă mai avem un singur păcat în viața noastră, tot în tabăra celui rău, tot în barca celui rău ne aflăm. Noi trebuie să fim conștienți că trăim în marea luptă. Trăim în marele război între forțele binelui, care îl are ca și conducător pe Domnul Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, și forțele răului care îl au ca împărat pe diavolul și Satana, împreună cu Îngerul lui Cel Sfânt. Și acest război este un război profund spiritual. Acest război se desfășoară cu arme spirituale. Dar acest război îmbracă
pe lângă faptul că îmbracă o formă invizibilă spirituală, are și o componentă vizibilă, are și o componentă pe care o putem vedea cu ochii aceștia de carne. Războiul spiritual este dus de tabăra binelui cu următoarele arme: cu dragoste, cu pace, cu credincioșie, cu blândețe, cu bunătate, cu bucurie, facerea de bine, înfrânarea poftelor, cu îndelungă răbdare. Acestea sunt armele care sunt generate de Tatăl Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos. Acestea sunt armele cu care luptă creștinul. Pentru că orice război se duce cu armele. De partea cealaltă, oștirea cealaltă, cu ce este în armată și cu ce fel de arme duce războiul spiritual? Diavolul duce războiul spiritual cu minciuna, cu înșelătoria, cu manipularea, cu idolatria, cu chipurile lui cioplite, cu poftele trupului, cu lăcomia, cu avariția, cu invidia, cu curvia și prea curvia și senzualitatea, cum spuneam, cu pofta rea, cu furturile și furtișagurile, cu uciderile, cu omorurile. Cu astea duce, cu aceste arme duce diavolul războiul. Atât cel spiritual, cât și forma vizibilă a războiului. Pentru că sunt războaie și vizibile cu arme de metal, dar Dumnezeu lucrează cu dragoste. Și armele lui Dumnezeu au o componentă, afară de cea invizibilă, au o componentă vizibilă. Dragostea. Când dai de mâncare cuiva, când ajuți pe cineva, astea sunt lucruri vizibile. Când arăți dragoste față de cineva, când arăți credință față de cineva, când te pui la dispoziția cuiva să îl ajuți, astea sunt componente vizibile ale războiului spiritual. Rugăciunea e o componentă invizibilă a războiului spiritual, de partea binelui. Postul e o componentă vizibilă a războiului spiritual, de partea binelui. Meditația e o componentă mentală, o componentă invizibilă, de partea binelui. E o armă. Meditația, rugăciunea e și ea o armă. Credința e și ea o armă. Și toate celelalte roade ale Duhului. Dar și oastea celui rău, în arsenalul lui de armament, are și el componente pe lângă cele invizibile, pe cele vizibile. La cele invizibile sunt duhurile rele care ne fac tot felul de necazuri vizibile. Necazuri. Boala e o componentă vizibilă. Sărăcia, că n-ai pe aia, n-ai pe aia, n-ai pe aia, e o componentă vizibilă. Nu ai ceva, ai ceva nevoie de material și nu-l ai. Componentă vizibilă. Are oameni vizibili de-al lui prin care lucrează împotriva noastră. El lucrează direct prin duhurile sale rele asupra noastră ca să ne meargă rău, dar are și componente vizibile, oameni, materiale pe care le folosește împotriva noastră. Dar noi avem o forță care luptă împotriva lui și care este Domnul Iisus Hristos, prin roadele prezenței sale, prin roadele Duhului. Oamenii secularizați nu sunt conștienți de ceea ce se întâmplă astăzi. Nu sunt conștienți. Mă uit prin interviuri, mă uit pe la oamenii aceștia pe internet. Toți nu pun pe primul loc războiul spiritual.
ei sunt să aibă salarii mai mult, să aibă bogăție mai multă, să o ducă mai bine aici, pe pământul acesta. Toate interviurile, toate demonstrațiile care se fac, toate grevele sunt pentru viața de aici, pentru componenta vizibilă. Ei nu sunt conștienți pentru că nu vor să fie conștienți de componenta invizibilă, de războiul spiritual dintre Dumnezeu și diavolul. Da, pentru că Domnul ne spune în Efeseni 6 cu 12, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, adică împotriva lucrurilor vizibile. Nu cu ele ne luptăm în primul rând, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac. Cu ei avem de luptat. Împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile acestea, din jurul nostru, în locurile cerești, primul cer, atmosfera care ne înconjoară. Cu ei avem de luptat și cu ei, pe aceștia, nu-i vedem cu ochii ăștia și ăștia de carne. Și cum luptăm cu ei? Păi cum să luptăm? Nu luptăm, pentru că nu putem. Dă diavolul de pământ cu mine, dar nu mă văd. Eu nu pot să lupt cu el. Și atunci cum mă împotrivesc? Păi tot Domnul ne spune, supuneți-vă la Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Nu eu lupt, dar am pe cineva care luptă. Îl am pe Dumnezeu care luptă cu ei, cu el. Și Dumnezeu nu luptă cu el decât numai dacă eu mă rog. Și dacă fac apel la armele lui. Dragoste, pace, credincioșie, blândețe, bunătate, bucurie. Dumnezeu luptă și Dumnezeu a luptat cu el și Dumnezeu a biruit deja și diavolul e deja biruit. Deci în clipa în care Dumnezeu intră în viața mea pentru că l-am primit, diavolul, Dumnezeu nu mai trebuie să lupte cu el pentru că diavolul o ia la fugă, că el e deja biruit. Ce frumos, minunat. Deci el e deja biruit. Important e să-l primesc pe Domnul Iisus Hristos în viața mea. Și el nici nu trebuie să mai lupte pentru că el a luptat și a ieșit biruitor pe cruce la Calvar când a fost biruit diavolul și satana. El a biruit cu blândețea, cu armele bunătății. El tot atâta trebuie să vină în inima mea și diavolul fuge, pentru că el e biruit. El nu mai are ce să mai lupte cu Domnul Iisus Hristos, pentru că e deja biruit. Mai poate un om care e mort să lupte cu unul care e viu? Nu mai poate. Deci el e biruit. Poate cineva care este luat prizonier și este biruit să mai lupte cu unul care este înarmat, mai poate să se împotrivească ăla. El e deja biruit. El are o singură soluție, decât să fugă de cel care este biruitor. Asta e singura lui soluție, să o ia la fugă. N-avem de luptat împotriva cărnii și sângelor. Noi nu putem să luptăm, ci împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânitorilor întunericului, împotriva duhurilor rele. Nu putem să luptăm noi decât să-L primim pe Domnul Iisus Hristos și atunci diavolul fuge. Amin. Supuneți-vă, se spune în Iacob 4 cu 7, supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. De ce fuge de la noi? Pentru că m-am supus lui Dumnezeu și în mine locuiește Hristos și el nu mai luptă cu Hristosul din mine, pentru că a luptat și a fost biruit. El n-are decât să fugă când îl vede pe Hristos în mintea, în inima mea. Ce Dumnezeu minunat avem și ce frumos rezolvă el lucrurile. 1 Petru 5 cu 8. Fiți treji și vegheați. Asta e partea mea, să veghez, să mă rog, să mă consacru, să-L aleg pe Dumnezeu, de fapt. Pentru că prin rugăciune și prin veghe, eu asta fac. Veghez ca nu cumva din mintea mea să nu plece Hristos. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. El răgnește, dă târcoale în jurul meu. Dar eu trebuie să fiu treaz, nu ca să lupt cu el și să veghez, pentru că cu el nu pot să lupt. Să fiu treaz să nu-l pierd pe Domnul Iisus Hristos din mintea mea și din inima mea. Asta trebuie. Că dacă el e în mintea mea și inima mea, diavolul
poate să răgnească până o răguși, pentru că el nu are nicio succes. El pândește momentul când în mine nu se mai află Hristos. Atunci mă atacă el, pentru că atunci dă cu mine de pământ, fără nicio problemă. Dar vine și mai mă verifică. Ia, îl mai are pe Hristos în el? Ha, nu-l ia, nu-l are. Acum să-l atac. Dar când îl are, nu are curaj. El e ca o furnică, nu are nicio putere în fața lui Dumnezeu. Eu 1 Ioan 5 cu 4. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Asta e condiția, să lau pe Dumnezeu, să fiu născut din Dumnezeu. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. De ce trebuie să biruim lumea? Pentru că lumea e cu diavolul. Nu e cu Dumnezeu. Nu vorbirea mai din aur că lumea e calea cea largă cu Dumnezeu, cu diavolul. Efeseni 6 cu 11. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. 2 Corinteni 10 cu 3. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Dacă, e un mare dacă cât casa, dacă în mine locuiește Hristos. Și noi să ne întrebăm, Doamne, pe ziua de astăzi, în clipa aceasta, ia să mă verific, ia să mă testez, mai locuiește Hristos în mintea mea sau nu mai locuiește? Sau am luat o razna de partea celui rău și vine diavolul și mă terfelește cum vrea. Noi asta să vedem. Doamne, în mintea mea mai e cumva Hristos sau cumva a plecat? Doamne, vină înapoi, Doamne, iartă-mă, Doamne. El pleacă când eu aleg să păcătuiesc. E o alegere. El pleacă atunci. Doamne, ajută-mă, Doamne. Deuteronom 28 cu 7. Domnul îți va da biruința asupra vrăjmașilor tăi care se vor ridica împotriva ta. Cine sunt vrăjmașii mei? Duhurile invizibile, duhurile rele, îngerii cerei, Satana, sau oamenii vizibili prin care diavolul lucrează împotriva mea. Deci noi avem vrăjmași și vizibili și invizibili. Pe cei vizibili trebuie să iubim, dar să nu iubim păcatul lor și cu ei, cu cei vizibili, lucrăm tot cu armele duhovnicești, cu armele spirituale, iar cu cei invizibili Dumnezeu nu ne mai cere să-l mai iubim pe Satana, pentru că Satana e lepădat definitiv de la fața lui Dumnezeu. Nu mai e nicio șansă de mântuire pentru el ca să-l mai iubim. El trebuie urât și cu el lupți numai prin locuirea lui Hristos în noi. Așa se luptă cu el. Dumnezeu, Deuteronom 28 cu 7, Domnul îți va da biruința asupra vrăjmașilor tăi care se vor ridica împotriva ta. Pe un drum vor ieși împotriva ta, dar pe 7 drumuri vor fugi dinaintea ta. De ce fugă duhurile rele, vrăjmașii vizibili și invizibili? Pentru că atât vrăjmașul vizibil, care e călăuzit de duhul rău, cât și vrăjmașul invizibil, care e duhul rău, dacă vine la mine și dă nas în nas cu prezența lui Iisus Hristos, el fuge pe 7 cărări. El vine pe cărare și fuge pe 7 cărări, pentru că el se îngrozește de prezența Domnului nostru Iisus Hristos. Când zice într-un loc, zice, pe care Dumnezeu îl va nimici, pe diavol îl va nimici cu suflarea gurii lui. Adică cu simpla sa prezență îl nimicește. Pentru diavol și pentru duhurile lui rele și pentru oamenii vizibili, călăuziți de duhurile rele, ceea ce spuneam mai devreme, e o topenie, e o groază să locuiască lângă mine. De ce? Pentru că în mine locuiește Duhul lui Hristos. Cum spuneam mai devreme, am citit Biblia, l-am primit pe Domnul Iisus Hristos și persoana care a venit n-a mai rezistat și a plecat. De ce? De ce Duh era călăuzită persoana aceea dacă n-a rezistat în prezența Domnului nostru Iisus Hristos? Era ea un agent dumnezeiesc, trimis de Duhul lui Dumnezeu, sau un agent diavolesc, vizibil? Păi dacă n-a rezistat în prezența Duhului Dumnezeu, atunci era un agent diavolesc. Nu avea cum să fie. Dar agentul dumnezeiesc, trimis de Dumnezeu, rezistă în prezența lui Dumnezeu. Adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Dacă eu citesc în Biblie și interpretez într-un fel mincinos, el rămâne acolo că nu e problemă, nu-l deranjează.
Dar dacă eu citesc Biblia cu Duhul lui Dumnezeu și el e ostaș al celui rău, el va fugi de lângă mine, pentru că nu poate să suporte prezența lui Dumnezeu. Însă, reluăm, însă, dacă eu citesc Biblia călăuzit de Duhul celui rău și o interpretez în interesul celui rău, agentul satanic vizibil nu va fugi. Vă rămân, îi place. Zi înainte, că zi bine. E. După Dumnezeul meu. Asta îi place lui Dumnezeul meu, adică lui Satan. El nu va rezista în prezența unui om călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, care vorbește de la Dumnezeu sau citește din cuvântul Scripturii. Să reținem tema de astăzi. Să reținem tema de astăzi, care e foarte importantă. Oamenii uită că suntem în război spiritual. Lumea în care trăim uită. Lumea în care trăim, fie ea din imediata apropiere sau fie ea pe calea undelor, internet, televiziune, radio și așa mai departe. Lumea în care trăim uită că suntem în război spiritual, pentru că lumea vrea cu bună știință să uite că suntem în război spiritual. Ei sunt conștienți că suntem în război spiritual, dar nu vor să primească lucrul acesta. Ei au ales doar viața aceasta de păcat pentru că le place păcatul. Și războiul se desfășoară între ei care iubesc păcatul și cei care iubesc lipsa păcatului. Între ei și poporul lui Dumnezeu, ca persoane vizibile, ca agenți vizibili, iar ca agenții vizibili între Dumnezeu, Domnul Iisus, Îngerul lui Dumnezeu, rugăciunile Sfinților și Duhul celui rău al diavolului și Duhurile cele rele, Îngerii căzuți pe Satan. Oamenii uită că suntem în război pentru că vor să uite, dar noi care vrem să facem parte din poporul lui Dumnezeu, ce avem de făcut ca să nu uităm că suntem în război? Să veghem și tot timpul să avem o legătură strânsă cu Dumnezeu, să ne prindem de Dumnezeu așa cum se prinde iedera de copac. Amin. Să luăm aminte la rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne, fă ca noi, poporul Dumnezeu, să prindem dragoste și mai mare de Tine, să Te iubim și mai mult, să ne placă și mai mult Sfânta Scriptură, să ne placă și mai mult să studiem, să postim, să cercetăm cuvântul, să trăim cuvântul Tată Sfânt, să medităm la ceea ce am citit tot timpul, chiar dacă mâna e la lucru, și să se vadă și mai mult diferența dintre noi, poporul Dumnezeu, și oamenii care iubesc păcatul și lumea înconjurătoare, care nu vor să știe că suntem în război spiritual. Prin Domnul Iisus Te-am rugat și îți mulțumim. Amin.